un calus este o întărire a pielii, localizată la picioare sau mâini, și care se extinde într-o problemă subcutanată. Calusurile sunt de obicei mici și dureroase. Mai jos este o serie de remedii naturiste pentru calusuri pentru a le trata cu produse naturale. Lista de remedii naturale pentru bătături. Tratează bătăturile cu lemn dulce. Lemnul dulce este unul dintre cele mai eficiente remedii naturale pentru bătături, mai ales în stadiile incipiente. Pregătiți o pastă măcinând 3 sau 4 ramuri de lemn dulce și amestecându-le cu o jumătate de lingură de ulei de susan. Lămâia ca remediu natural pentru bătături. Lămâia este un remediu natural eficient pentru bătături. Puneți o felie proaspătă de lămâie pe partea infectată și lăsați-o peste noapte. Tratează bătăturile cu papaya. Sucul de papaya crud este un remediu excelent pentru bătături. Sucul său este iritant, prin urmare util în vindecarea lor. Aplicați o jumătate de lingură din acest suc pe bătături. Simptomele și cauzele bătăturilor. Calusurile se dezvoltă de obicei între două degete sau pe tălpile picioarelor. Au formă de piramidă, cu cuspidul spre interior și sunt greu la atingere. Calusurile sunt de obicei rezultatul presiunii exercitate între degetele de la picioare și suprafața pielii atunci când folosiți încălțăminte incorrectă.